We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The we won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Bună dimineața, bună ziua la un nou vlogmas alături de mine și după cum vedeți în cadru, astăzi continuăm cu această bluziță splendidă, vă dau toate explicațiile și vă arăt ce am reușit să fac până acum. Sper că lucrați alături de mine această bluză și vă pregătiți pentru aceste sărbători frumoase de iarnă care sunt atât de călduroase, atât de frumoase și mereu atât de pline de bucurii și de voie bună, da? Să luăm o guriță de cafea caldă și vă arăt imediat și vă explic ce am lucrat eu aici. Bun, așa, după cum v-am arătat, eu aveam aceste fire de bumbac de la Wenco, 100% bumbac, și lucrez cu o croșetă cu mâner de silicon numărul 2,5. Sunt croșetele pe care le prefer și lucrez foarte ușor cu ele, da? Bun. Ce am făcut și cum am lucrat această bluză? Este o bluză cu raglan. Eu am luat un model de la Claudia, mai exact modelul numărul 40, și l-am transformat în raglan. Cum am făcut asta? Bineînțeles că din prima nu iese, pentru că trebuie să găsești formula magică, astfel încât înmulțirile pe care le faci să se așeze perfect, da? Iar din punctul meu de vedere este un raglan foarte elegant și foarte frumos, da? Potrivit pentru ținute de ocazie elegante. Eu o să vă inserez și prin screen-ul de la ea din video. Este modelul 40 de la Claudia, da? De pe canal. Așa arată modelul ei și o să vă explic imediat cum arată și cum face ea modelul, dar mai detaliat găsiți, da? Căutați în cele 100 de modele de croșetat modelul 40. Și acolo o să vedeți că ea vă dă și schema detaliată pe care eu mi-am copiat-o aici. Și arată în felul următor. Ea zice că aveți nevoie de multiplu de 3 plus 1, da? Multiplu în acea schemă, da? În fin, nu asta este cea mai mare relevanță, ci faptul că ea începe cu niște piciorușe duble, da? Primul rând. Eu la primul rând mereu fac două, da? Am făcut două rânduri de piciorușe duble, da?
Așa, da? Nu am făcut unul singur, am făcut două, că e margine și începutul de raglan, asta a fost prima modificare. Ulterior, al doilea rând, da? Ea face 5 ochiuri de lanț și le prinde peste două piciorușe duble, da? Vedeți că aici aveți două. Și face aceste 5 ochiuri de lanț și se prinde peste două, da? În al treilea picioruș dublu le prinde. Următorul rând face 3 ochiuri de lanț și le prinde în mijlocul celor anterioare, da? În mijlocul lănțișorului format anterior. Iar rândul 4 face piciorușe duble, 2 care se prind de mijlocul ochiurilor de lanț și încă câte unul în punctele de prindere anterioare, da? Se vede foarte clar. În tutorial ea vă explică foarte bine cum se face acest model. Acum, cum am făcut eu, așa arată raglanul, da, meu, dar o să desenez cu carioca pe partea asta, așa, ca să vedeți ce modificări am făcut eu. Primul rând rămâne nemodificat, rămâne așa. În al doilea rând și în al treilea rând, eu am făcut doar patru puncte, da, nu 5 și 3, cum are ea, da? Și o să vă desenez aici așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nu contează. Deci eu, în al doilea rând, am făcut 4 și nu m-am prins peste două piciorușe, ci peste 1. Astfel încât la mine automat se fac niște înmulțiri, da? Pentru că eu nu mă mai prind peste 1, 2, 3, 4, da? Nu mă prind în peste două piciorușe cum este aici, da? Ci peste 1. Asta a fost prima modificare, peste 1, da? Modificarea a doua, că am făcut 4 puncte de picior de lanț, nu 5, cum are ea. În următorul rând, tot am făcut 4, 1, 2, 3, 4, da? Și m-am prins aici, da? Ok, da? 1, 2, 3, 4 și m-am prins aici. Ca să-mi iasă raglanul, ce am făcut, da? Să zicem că aici mai continuă, da? Ca să-mi iasă raglanul, la ea v-am explicat aici. Aveți două piciorușe duble prise de ochiurile de lanț și câte unul în punctele de prindere. Eu am făcut altfel. Și în total o să vedeți că aici vă ies 4, da? 4 piciorușe duble pe o porțiune, da? Pe o porțiune de raport. Eu aici m-am prins o dată 2, aici o dată 3, da? Fără niciun ochi de lanț între ele. Pur și simplu, uitați. Uitați că dau pagina la o parte. Uitați-le aici desenul meu cu raglanul, da? Eu m-am prins peste 1, aici am făcut 4 picioare de lanț și aici am alternat o dată 2, o dată 3, o dată 2, o dată 3. Astfel încât, făcând această operațiune, la mine de fiecare dată a crescut, da, numărul de piciorușe duble pe fiecare raport, da? Uitați-le, da? Deci, aici am 4 ochiuri de lanț, 4, iar aici se vede foarte clar că odată fac 2, odată 3, odată 2, odată 3. Și eu ce am făcut? Eu, după ce am făcut cele 2, 3, am mai repetat odată un rând cu piciorușe duble de jur împrejur, da? Practic, am adăugat un rând în plus la schema ei, da? Uitați așa, da? Aici eu am mai făcut încă un rând, da? Nu am continuat cu ochiuri de lanț, ci pur și simplu am repetat acest rând de piciorușe duble, da? Astfel încât eu am aici două rânduri de piciorușe duble, după aia am plăsuță, iarăși două rânduri de piciorușe duble, plăsuță și așa mai departe. Astfel încât să ajung, da, cu acest raglan până la, să mă cuprindă până la subbraț pe față, iar pe spate, pentru că eu vreau să fie totuși anatomic, v-am mai arătat asta și în multe alte videoclipuri cum procedez și am ajuns deja, cred că, la acest punct, urmează să continui. Pe spate, ce o să fac? Înainte să mă prind, da, de față și să încep să lucrez circular trunchiul în partea de jos, aici eu o să fac dus-întors, da, doar pe linia spatelui, da? Dus-întors câteva rânduri. Probabil un raport am calculat eu, da? Un raport de model. O să lucrez pe spate și abia după aceea o să unesc la sub braț fața de spate și o să continui circular până în partea de jos a lucrului. Vedeți că aici că un pic nuanța de la al doilea ghem
a fost diferită. În cameră este mai stridentă, în realitate nu prea se vede, să știți, absolut deloc, că este o diferență de nuanță, probabil că a fost alt lot și nu am observat eu, dar nu se vede în realitate foarte tare și nu mă deranjează absolut deloc. Da? Deci ca să-mi iasă mie aici raglanul anatomic, cum v-am zis, pe papălinia asta, da? O să lucrez pac, 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 un raport de model și abia după aceea o să unesc fața și cu spatele, când o să ajung, da, în același punct cu modelul din față, da, ca să vă coincidă rândurile, da? De exemplu, lucrați un rând cu piciorușe duble, de jur împrejur, să zicem, faceți spatele și ajungeți în punctul în care să aveți și pe spate, da, tot un rând de piciorușe duble, astfel încât când uniți să continuați cu următorul rând, care ar fi și pe față și pe spate. Cred că înțelegeți la ce mă refer, da? Deci, dacă v-ați oprit aici cu lucrul de jur împrejur aici, continuați cu spatele, ca să vă iasă anatomic, tot până în punctul ăsta, da? Și abia după aceea uniți, astfel încât următorul rând să fie cu cele, da? Cu ochiurile de lanț. Asta este bluzița mea pe care o lucrez și îmi place foarte mult cum iese. Eu o să lucrez, o să unesc fața cu spatele și ulterior, pentru că nu știu cât îmi ajunge firul, o să termin sus tot ce am de făcut, la mânecuță o las cu mânecă scurtă, dar poate îi fac niște picouri, văd cum fac. Și abia după aceea o să continui cu restul de gheme, astfel încât să lucrez firul până la sfârșit, da? cât îmi ajung cele 7 gheme. Deja până aici mi-au intrat cred că 3 și mai am 4 gheme, da? Deci până în acest punct, până la sub braț, mi-au intrat deja 4 gheme, dar având în vedere că este și mânecă, da? Și raglan pe rotund, de acum încolo, dacă o să rămân doar cu trunchiul, nu se va mai consuma atât de rapid ghemul, da? Deci asta a fost vlogmasul de astăzi. Sper că am explicat destul de clar. Dacă mai aveți nelămuriri, mai uitați-vă o dată la video sau lăsați-mi întrebări de desubt. Vreau să știu câte dintre voi lucrați această bluziță împreună cu mine sau o să o lucrați, da? Și dacă vă place, bineînțeles că o puteți transforma și în rochiță foarte lejer. Eu o să fac ca Claudia, îmi place foarte mult cum iese acest raglan și vreau să vă arăt ceva, mă duc să caut, am un fir prețios pe care îl țin de foarte mult timp, am zis că o să-l lucrez atunci când o să fiu sigură din start, pentru că nu vreau să desfac deloc, dar vreau să fiu sigură din start de proiect. Pentru că e un fir destul de scumpicel și abia după aceea o să mă apuc de el și vreau să fac fix același raglan pe acel fir. Vreau să vă arăt despre ce fir este vorba. Bun, eu am acest fir de cașmir primit cadou de la o abonată foarte drăguță și este 100% cașmir, da? Este 100% cașmir și am aici 500 de grame. Este un fir pe care mi l-am dorit foarte mult și l-am prevăzut pentru o rochiță. Este multifii, da? Adică este alcătuit din mai multe firicele mai mici, da? Și se potrivește foarte bine, mă gândeam eu, pentru acest proiect, o să fac o rochiță din el, dar mă gândeam să lucrez partea de sus croșetată și în jos să plec la andrele. Singura chestie este că pentru andrele este totuși un fir subțirel. Aș putea să lucrez cu andrele 1,5 sau 2, dar o să-mi iau 100 de ani și nu am chef să țin acest proiect foarte mult în lucru. De aceea m-am gândit că pentru partea tricotată eu o să-l pun în două, probabil. Și o să lucrez cu andrele 2,75, andrele mele preferate, dar o să fac un test și o să văd, da? Deci partea de sus m-am gândit să fac raglan croșetat, inclusiv mânecile, pentru că vreau mâneci lungi sau 3 sferturi, să le fac cu croșeta, iar în partea de jos pur și simplu o să pun firul în două și o să continui cu andrelele. Important este că am găsit un raglan care îmi place foarte mult și vreau să-l repet și în alte 1 sau 2 proiecte, că mai am un fir pe care l-am ochit. Am, de fapt, nu un fir,
am o idee din resturile care mi-au rămas de bumbac din vara asta, să văd cum se potrivesc culorile și așa mai departe și să fac un rând cu alb, un rând cu grena, un rând cu... Da, să văd ce fire am eu rămase de bumbăcel din vara asta și să fac un raglan multicolor, iar eventual în partea de jos să continui cu ceva iunii, da? Și așa prind mai mulți iepuri odată, consum și resturile de fire, îmi fac și ceva colorat și interesant, așa mai deosebit. Dar dacă o să ajung până acolo, o să vă arăt. Ideea este că nu mă întind la foarte multe proiecte în același timp, după ce o să termin bluzița asta, o să mă apuc să lucrez din acest ghem, da? Fiind 500 de grame, cu siguranță îmi va ajunge de o rochiță, are și 750 de metri în 100 de grame, ceea ce înseamnă dacă eu o să-l pun în două, o să ajung la 300 25 de metri în 100 de grame, asta înseamnă la grosimea Bella sau grosimea Cotton Gold, adică poate o idee mai subțire îl iese, dar nu 375 da, de metri în 100 de grame, deci o să fie mai subțire, da? Dar nu este nicio o problemă, eu cred că tot cu andrele 2,5 sau 2,75 o să pot să continui foarte frumos acest proiect. Bine, dragii mei, acesta a fost episodul de Vlogmas de astăzi, sper că v-a plăcut și că mă repet, o să lucrați alături de mine acest raglan frumos pe care eu l-am furat în ghilimele, da? Am luat modelul de la Claudia și l-am transformat în raglan. Dar mă repet, eu inițial am făcut mai multe înmulțiri, ieșea foarte creață, după aia am desfăcut, da? Ajunsesem, am făcut deja o dată bucata asta, am desfăcut-o și am făcut înmulțirile mai rar. Pentru că inițial aici pusesem... nu făcusem 2 cu 3, 2 cu 3, ci făcusem 3, 3, 3, da? Și era prea mult. Era prea mult, se încrețea lucrătura foarte tare. Și atunci am testat așa, cu o dată 3, o dată 2 și s-a așezat perfect, da? Este un proces destul de tehnic și necesită mai multă atenție și fără desfăcut să știți că nu reușiți să faceți nimic. Dar acum sunt convinsă că am găsit formula perfectă pe care să o folosesc și la alte proiecte și sunt tare, tare, tare mândră de mine. Vă îmbrățișez și vă doresc o după-amiază frumoasă cu o ciocolată caldă și ceva de tricotat și croșetat, poate, sau o carte bună. Voi alegeți, este o perioadă în care vă recomand să vă răsfățați.